reprizează cel puțin o dată, dacă nu de două ori pe an, când toată trupa teatrului, toată trupa teatrului face un spectacol sau două în Spania sau în Italia. Toată, știi ce înseamnă să duci o trupă de 40 de oameni în străinătate? Da, într-adevăr, e o performanță. Dar știi că acolo rămân afară câte 100-200 de oameni, că nu mai au loc în sală? E foarte, da, sunt... Deci trebuie neapărat să fiți pe fază și să urmăriți de aproape toată activitatea doamnei Stella Popescu, pentru că vedeți că e tot timpul pe drumul. Și a domnilor care abia s-au întors din Germania, aș vrea că pleacă din nou. Da, exact. Angela... Așteptările mele sunt ca dânsele să fie libere. Da, exact. Ca dumneavoastră să puteți fi ocupat. Da. Așa vine. Da. Așa e, cam doamne, să fie libere, ca dumneavoastră să puteți fi ocupat. Tu, Angela, ce ai în plan acum? Deocamdată este și postul Paștelui. O să cânt și în Viena, merg acum în Germania, o să cânt și în Viena, probabil și în Italia. Deci în acest post voi fi mai mult plecată în Europa. După care eu nu mai pot să vorbesc de plecări în străinătate, pentru că agenda mi este plină până se intră în postul Crăciunului. În fiecare weekend. Iau vacanță, nu am post. Exact. Fetele astea frumoase, da. Nu am post, au vacanță. Exact. În rest, vreau să-mi promovez albumul Păcat, omule, păcat, care a apărut abia în luna decembrie anului trecut și a avut succes foarte mare. Și deocamdată promovez albumul și merg peste tot unde sunt invitată la televiziuni. Acum ascultăm ceva de pe nou album? Da. Asta. Și piesa care am ascultat adineaori era este de pe nou album, Păcat, omule, păcat. Și acum o să interpretez o piesă de Ar putea inima spune, tot așa dedicație pentru, bineînțeles, pentru doamna Stella, în primul rând, și pentru domnul Dan, pentru toată echipa și, bineînțeles, pentru toți românii care ne urmăresc. Te ascultăm cu drag. La toute lumea va bine, la toți.
Bravo. Cam târziu te-ai hotărât, dar mă rog. N-am putut să mă dezlipesc. Este post, te-am înțeles. N-am putut să mă dezlipesc de doamna Sala Popescu. Nu am putut să mă ridic de acolo. Eu te înțeleg. Te iert de data asta. Da, are un magnet. De fiecare dată dansezi cu mine. Un magnet ascuns, ceva, o energie, ceva te atrage, efectiv. Mulțumesc frumos. Mă înclin, vă mulțumesc foarte mult. Dacă aș fi și eu slabă ca tine, relația dintre noi ar fi perfectă. Vă mulțumesc din suflet. Ați acceptat invitația, mă simt onorată. De fapt, asta e important. Cred că asta este cel mai minunat lucru care mi se întâmplă fiind în postură de prezentator, că am ocazia să cunosc astfel de oameni, mai de aproape. Și să cunoști foarte multă lume și asta îți va folosi extraordinar de mult. Vă mulțumesc. Vreau să le mulțumesc distinselor doamne pentru că au marjat la această idee și la aceste minuni pe care le întreprindem. Da, la aceste minuni pe care le întreprindem împreună. Nu știu dacă ai fost atentă, dar să știi că domnul Dan Ionescu a cântat toată melodia. Deci ca orice organizator care se pregătește de știe turneu, știe tot. Știe toate versurile. Păi asta nu știe. Exact. Nu uitați că domnul Dan Ionescu e și cântăreț și care are un repertoriu foarte bogat. Așa că e normal. Acum spuneți... Acum e pe în calitate de impresar. Bine. Data viitoare știm altfel cum să facem când lucrurile. Când ne întoarcem din Germania. Exact. Cântăți domnul Dan Ionescu și veniți de amprași cu pozele. Facem acea emisiune maraton de care am vorbit. Sunteți oricând binevenită și nu Angela știi deja că ești da, de acasă. Mulțumesc mult. Mulțumesc încă o dată. Așa cum am spus, Stella Popescu în premieră pentru noi. Cealaltă premieră din emisiune. Cine vă așteaptă la final și este cadoul meu pentru toți cei care ne urmăresc și rămân cu noi până la sfârșitul emisiunii. Credeți-mă, este o mare surpriză. Până atunci, luăm o scurtă pauză, dar ne întoarcem cu alte subiecte, desigur, și alți invitați.